Bună seara, dragi telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă emisiune. Ediția cu numărul 1 debutează chiar acum. Eu sunt DJ Gabi, sper că marea majoritate a telespectatorilor mă știu. Alături de mine este primul invitat al emisiunii Zona de Impact, domnul manager al școlii de dans Loga Dance School. Bună seara! Bună seara, Gabi! Mulțumesc frumos de invitație și mă bucur să fiu chiar primul invitat. Salut cu drag telespectatorii TV în Satu Mare. Lorand, îmi place ce ai spus, mai ales ultima propoziție. Salut cu drag telespectatorii TV1 Satu Mare. Pentru mine, dă-mi voie să spun că e o zi foarte, foarte frumoasă. Sunt pur și simplu fericit. Parcă am renăscut, mi s-a dat parcă o a doua șansă. De aceea, dragi telespectatori, eu vă recomand că atunci când vi se oferă ceva și simțiți în sufletul dumneavoastră că este ceva într-adevăr bun, ceva ok, nu stați pe gânduri, pentru că s-ar putea să fie șansa vieții voastre și să-i dați cu piciorul fără să știți că ați dat de fapt cu piciorul șansei vieții dumneavoastră. Pentru mine această emisiune la TV1 Satul Mare este pur și simplu șansa vieții mele. Mă simt de parcă am renăscut. Iar ca o completare, ce pot să-mi doresc mai mult? Am decor nou, floricele atât de frumoase, realizate de doamna Mihaela Pastor, care până și covorul a adus nou-nouț, vedeți? Eu ziceam în glumă, nu știu când o să trebuiască deja să iau pastile pentru Molly, că vreau să rămână tot așa frumos. Acum, Lorand, te rog, scuză-mă, dar e intro, e prima emisiune, trebuie să... Așa. Absolut tot e nou aici, miroase a nou și asta îmi place. Iar colegii pe care i-am în această seară sunt total profesioniști cu... Domnul Ciobi Bențe, am mai lucrat pe vremuri la Focus TV, dacă își aduce aminte, au fost niște vremuri frumoase, dar pot să zic liniștit că nu există. Iar alături de noi, nu cameraman avem, ci cameramană. Da, este domnișoara Loredana, care e foarte atentă la tot ce se întâmplă aici și mi-a spus că e cameramană de platou și de evenimente. Evenimentele sunt deja o treabă separată. Loredana, să știi că noi o să fim foarte sinceri aici de-a lungul timpului, iar voi o să vă obișnuiți cu mine. E stilul meu direct și consider că e cel mai ok așa. Să fim direct, să fim sinceri unii cu alții, pentru că așa este normal. În momentul în care mințim pur și simplu pe cineva, ne mințim și pe noi. Să revenim cu Lorand. Lorand, ție îți place aici? Da, este foarte plăcut. S-a schimbat totul de când a fost aici ultima dată și s-a schimbat în bine. Chiar e foarte frumos și cu gust realizat. Da, mă simt dator cu o explicație pentru telespectatori. Suntem la Pertu pentru că suntem prieteni și mai colaborăm și în alte domenii. Domnul Lorand are tot respectul meu pentru că ne știm de mult timp, dar abia de curând am colaborat așa mai apropiat. Și am văzut că are o răbdare extraordinară cu copiii. Ori mie îmi plac copiii în mod deosebit. În fiecare copil văd un înger, nevinovăția întruchipată. Văd puritatea copilăriei, văd nonșalanța, văd curiozitatea. Toate acestea la un loc sunt o binecuvântare. Și domnul Lorand Loga are o răbdare extraordinară cu ei. E ceva ce n-am mai văzut la mulți oameni, foarte puțini. De unde răbdarea aceasta? Trebuie să ai răbdare cu copiii, nu știu, acesta vine așa. Nu pot să zic că sunt unul foarte, foarte răbdător, dar cu copiii e simpatic, ei sunt foarte sinceri, ei ce gândesc spun. Și spun niște lucruri hazlie, că deja avem un caietel la sala de dans și notăm toate perlele. Serios? Da. Deci ei, de exemplu, când vin la supermarket, când avem prezentările de dans, ei întreabă ce vom primi în pachetele, că altfel nu mergem să dansăm. Deci atât de haioși sunt încât chiar ei nu ascund nimic după degete. Spun ceea ce gândesc. Da. Vreau să te întreb de unde a pornit totul? De unde a pornit totul? Pentru că eu v-am văzut extinzându-vă de la an la an, crescând. Și știu că nu ți-a fost ușor la început. De unde a pornit? Ți-a venit ideea? Pentru că tu ai fost dansator în adolescență. Și cum da, ți-a venit am început ideea să înființezi școala ta? Da, era un vis de mic copil, care a devenit realitate, dar povestea, dacă mergem înapoi la început, a pornit cu un vals vienez.
și la o nuntă. unde m-am făcut de rușine, da. L-am ars ură de tot. Și dar să nu spui că era nunta ta, nu, așa. Nu, da. Nu. Eram la o nuntă, gata. 500 de persoane, eram cu un... Era un prieten de-al meu lângă și am zis, uite, aici sunt gemenele din Zalău în față, hai să le cerem la dans, dar nu știm să dansăm. Dar așteptăm o piesă lentă și vom merge pe o piesă lentă să dansăm ceva, știi, una în dreapta, în stânga, un pas aici, acolo și o să ne descurcăm. Am cerut-o la dans și eu și Robert și când am ajuns pe ringul de dans, s-a schimbat pe un vals vienez. Habar n-am Robert unde a dispărut, eu am rămas acolo, exact lângă oameni. Era la cantin, la aici în satul mare, la Unio, și am început să dansez. Dacă eram creativ, ziceam, mă simt rău, hai să ieșim. Nu. Deci, cum am auzit, nu ți-a mai trecut nimic prin cap în secunda aceea. Absolut nimic. La 16 ani, ce să-ți treacă prin minte? Am prins fata acum așa, știi, cu mâine, bar n-am avut de poziție de mic. Am călcat-o pe ambele picioare, știi? Ea a încercat să-mi spună cu dreptul, cu stângul, două pași, cu dreptul am făcut, cu stângul. Și la un moment dat am crezut că au trecut minute întregi, dar nu. Da, deci au, pare o veșnicie. Da, 20 de secunde, ceva de genul. Și m-am uitat așa ușor în dreapta și am văzut cum oamenii, energizează 500 de oameni cu capul pe mese, cu lacrimi în ochi, râdeau de mine. Și atât de penibil m-am simțit, am zis, dacă acum s-ar crăpa aici pământul, atunci eu aș vrea să fiu primul care ajunge cât mai adânc, pentru că era foarte penibil. Și atunci am zis, Erica, hai să... Am condus-o la loc, am ieșit afară de la nuntă și dimineața pe la 4, pe lângă perete, așa, tip-tip, am încercat să mă duc să-mi iau locul. Am o presimțirea că toată lumea la mine se uită, pentru că toată lumea la mine s-a uitat. Era oribil. Ei, și luni, atunci am zis, ok, trebuie să ne scriem la o școală de dans și trebuie să învățăm să dansăm, pentru că așa nu merge. Și spun elevilor și la școală, când mă duc la clasele a 9-a, 10-a, ei sunt foarte relax și nu avem noi nevoie de dans și le spun, nu ajungeți în această situație în care am ajuns eu la vârsta voastră, pentru că nu este o rușine să știi să dansezi, este o rușine să nu știi să dansezi. Ajungi la o nuntă, stai ca un brad împodobit acolo, la primul tango, iei ceva de băut, la un vals lent, hai să mâncăm ceva, mai nimerești un cea-cea, hai să spunem o glumă și după aceea hai să mergem acasă. Sunt tineri care merg, prieteni cu băieți, cu prietenele lor, merg la dans, merg la nuntă și nu știu să danseze și atunci vin certurile, știi? Eu zâmbesc când văd. Fetele, normal, cu cine dansează? Cu băieții care știu să danseze și băieții stau la margine și așteptăm. Acum de ce râd? Acum despre ce povestesc? Și intervin aceste discuții care sunt, de fapt, inutile dacă știi la nivel de cultură generală să știi să dansezi. Da. Cum a ajuns dintr-o ambiție personală să devină o afacere de familie, un business de familie? Pentru că, în timp, a venit lângă tine și chiar a reușit să facă performanță. Ba mai mult, a participat la concursuri naționale televizate. Sora ta, Hoina. Hoini, da, acesta este o altă poveste. Business, nu a spune că este business logadens, pentru că cei care se ocupă cu acest domeniu cultural știu ce înseamnă. Este foarte multă muncă, chiar nouă ne place. Hoini nu a început cu dansul, ea era cu basketul. Și la un moment dat, când am scris școala de dans, am zis, ok, acum te reprofilăm puțin. Eu sunt destul de hotărât, categoric. Am zis, de mâine vii la dans și te lași de basket. Și ea a zis, ok, hai să încercăm. Dar nu îi place atât de mult. O să-ți placă. Vedem, încerci 2 ani, faci la maxim. Dacă nu-ți place, poți să revii la basket. Ei, și în 2 ani de zile, ea atât de mult i-a plăcut dansul și atât de mult a îndrăgit încât a rămas la dans. Dar trebuie să știm despre ea că timp de 4 ani de zile ea nu a avut partener de dans. Și ea vrea să se lase de dans. Deja e foarte greu. Da, foarte greu. În al treilea an a zis... Care e cauza? Înălțimea sau vârsta? Sau, toate la un loc. Deci trebuie. Și normal că nu poți să pui o adolescentă cu unul de la categoria senior sau veterani. Contează mult înălțimea. Cineva de o vârstă apropiată. Dacă știi despre el că peste 2 ani va pleca sau un an va pleca, deja știi că nu ai prea mult în comun cu el, pentru că degeaba peste un an de zile va pleca, degeaba va antrenați acum foarte mult, pentru că este scurt timpul. Dar întotdeauna am zis la Ani, tu lucrează, muncește, pentru că va veni timpul când o să găsești un partener care poate să fie cu 4 clase mai sus decât tine și o să-ți fie de bine.
dar eu nu mai merg la antrenament pentru că deja m-am săturat să tot antrenez singur. Și am zis, ok, atunci nici acasă nu vii. Deci, o rămâi în sala de dans și te antrenez. Și atunci ea tot venea și se antrena. Toată lumea avea partener, numai hoainii nu avea. Timp de 4 ani. Nimeni nu crede, e școala mea de dans și eu la sora mea vreau să dau cel mai bun băiat, nu? Și ce dă Dumnezeul? Peste câțiva ani, Victor, care e dansator de clasă B, hoainii de hobby, deci ea nici nu avea categorie în care dansa și a ajuns direct sus, aproape la cel mai înalt nivel. Și de aici încolo, multă muncă și rezultate. Dar îți aduce aminte prima mea întâlnire cu Victor? Da. Vin pereche amândoi la o emisiune la care eu moderam, adică eram realizatorul emisiunii, și spun, măi, am auzit printre noutăți, pentru că îmi place să mă interesez să știu totul despre invitați, că aveți și un instructor din Ungaria, la care îmi spune Victor, păi da, eu sunt ăla, în limba română. Perfect, fără accent. Stau așa, poftim, eu sunt ăla. Bine, de unde ești? Din Nireșazo. Dar de cât timp ești plecat în Nireșazo? Nu, nu, eu sunt chiar din Nireșazo. Zic, cetățean maghiar? Da. Născut, crescut în Ungaria? Da. Domnule, felicitări. Eu încă n-am auzit un cetățean străin să vorbească atât de bine limba română. Unde ai învățat-o? Zice, în America. Da, în prima fază m-am gândit, o fi nimerit omul într-o comunitate de români în America, ce s-a întâmplat? Nu, a făcut o școală acolo sau ce anume? Da, el era în misiune 2 ani de zile și așa a dat soarta, așa a fost să fie, încât să fie trimis exact în România, putea să fie trimis în Africa sau oriunde altundeva și trebuia să învețe orice altă limbă. Dumnezeu așa a dat să fie chiar selectat pentru România, a venit în România 2 ani de zile. Soarta a dat încât în acel an, când el a fost deja angajat la noi la Loga Dance, vara, atunci deja tata lui Victor s-a îmbolnăvit foarte, foarte tare, el a avut cancer și a decedat și el a preluat automat locul tatălui, da, tatălui lui Victor și împreună cu Haine au început să predea un domeniu total nou, e altceva să dansezi și e altceva să predai când lucrezi cu adulți, cu copii și atunci a început adevărata poveste când trebuia să lucrezi zilnic 10-12 ore ca să știi cu ce se mănâncă acest domeniu. Da. Și cât timp au continuat ei împreună? Că știu că l-a dus pe Victor și la București. Au participat la concursul unde Cerebel a zis eu trebuie să vin să iau lecții de dans de la voi. Cerebel era membru al juriului. Cine mai era? Că mai erau oameni remiți. Bendeac și Bendeac. Balerina Monica. A, știu de cine vorbește, una dintre cele mai bune balerine din Europa, nu din România. Și au rămas cu gura căscată, au reușit să impresioneze, iată o tânără pereche, aș spune din Satul Mare, dar Victor nu e din Satul Mare, e doar adoptat de Satul Mare. S-au descurcat foarte bine și au reprezentat cu cinste orașul și județul nostru. Da, un alt amănunt care mi-a plăcut, modestia. Mi-a plăcut la ei doi chiar să se potriveau. Ei mai dansează împreună acum? Sigur. Da. Și alaltă ieri, când am fost la Timișoara, împreună a dansat, peste două săptămâni vor dansa la Baia Mare, mergem împreună la Arad, la Cluj, în Slovacia, peste tot. Ei dansează împreună și acum. Extraordinar. E foarte frumos din partea lor că ei continuă. De fapt, tu te-ai gândit vreodată că peste 4, 5, 6, 7 generații, așa peste 150 de ani, în mijlocul sălii pe un perete, va fi pus portretul tău și sub el scris Loran Loga, fondator al școlii. Te-ai gândit la asta? Nu, sincer încă nu m-am gândit. În schimb, am avut deja gânduri încât să văd micuții dansatori că ei vor să fie puși pe niște imagini foarte, pe niște ziare, că sunt dansatori foarte mari și prin ei mulți dansatori mari au devenit dansatori de clasă înaltă. Da. Ce părere ai și despre celelalte dansuri? Uite, sunt dansuri populare, este ciardaș, sunt și alte dansuri în afară de dansurile de societate sau dansurile latino, dansurile standard. Deci, cred că dansul popular este un dans ușor, țopă în dreapta, țopă în stânga. Nu, dansul popular este foarte greu, poate mai greu decât dansul sportiv. Pentru că acolo, dacă cineva vrea să slăbească, atunci chiar îi recomand să meargă la dans popular, pentru că acolo, cât se antrenează într-o zi, udleoarcă. Este un dans foarte greu, foarte frumos.
apreciez. Eu la nuntă, sincer, recunosc, mă uit în dreapta, în stânga, copiez mișcări din mers, încă eu nu am învățat dans popular, dar apreciez munca lor, pentru că este, chiar avem colegi când vin la dansul mirilor la noi și ne cer dansul populare, noi nu predăm dansul populare, dar avem relații foarte bune cu cei care predau și trimitem toți. Serios? Interesații să meargă să învețe de la ei, sigur. Extraordinar. Da, pentru că fiecare dans își are specificul lui și muzica de maramure se dansează într-un fel, învârtitele, dansurile de codru în alt fel, ciardașurile, care mie îmi plac foarte mult, la fel îmi place foarte mult muzica țigănească și nu mă simt bine la o nuntă dacă n-aud vreo două, trei melodii țigănești care ridică lumea în picioare oricând, dar și valsul, tangoul își au cuvântul lor. Au un cuvânt greu de spus. Eram la o nuntă în Oradea, chiar la o rudenie de-a noastră și a nimerit un DJ din Ungaria, cred din Debrecen era, și imaginează-ți, ne-a pus un vals vienez, am ridicat la dans, 12 minute. Deci 12 minute vals vienez și nu asta era cea mai mare durere de-a mea, ci am nimerit cu o doamnă mai în vârstă, care era foarte simpatică, am crezut că rupe umărul jos, știi? Trăgeai după tine. În dreapta, în stânga. Și nu rog, mă uitam la DJ. Să fingi căruciorul la hipermarket. Da, mă uitam la DJ și arătam, zic, oprește, oprește. Și el, foarte frumos, dansa în continuare. 12 minute. La final am dus acolo să văd cât timp am dansat. 12 minute vals vienez. Aia, nu e ușor. Și avem și experiențe. Nu e ușor. Ai anduranță, o rezistență în timp. Poți să zic, ești tăbăcit. Chiar m-am gândit că haine zâmbea la margine, știi, și făcea poze, făcea niște filmări. Și le spunea celor de la masă, vedeți, e frate meu. El o să rămână ultimul picioare acolo. Așa a zis, ok, Laurent, practice. Bravo, bagă mare că până acum tu tot ne explicai, acum treci tu la... A avut poate o satisfacție când te-a văzut... Na, ce se face? Da, la fel am trimis și eu. Partenera. Da, la fel am trimis și eu niște domne mai care vedeam că dansează mai puțin bine. Zic, haine, vă așteaptă la dans, să vă înveți câți apași exact pe vas vienez. Sigur, astea sunt niște glume și noi zâmbim, ne facem. Ia, spune-ne, care a fost cea mai amuzantă fază legată de dans? La concursuri, la evenimentele astea, au fază foarte... Nu ți-am mai povestit niciodată și nimeni nu știe pentru că s-a întâmplat de vara aceasta, în septembrie. Deja înainte să spui. Deci, imaginează-ți. A fost câteva sute de persoane la un eveniment în Ungaria și ne-au rugat să dansăm salsa. Și am dansat salsa. La un moment dat am lăsat-o pe haine, am prins-o de gât și am lăsat-o jos, chiar până la sol, dar cu un efect încât chiar la 3-4 mm de sol, încât este acel impact, wow, o dat de pământ. Dar nu. Și în acel moment... Blugii de pe mine, deci din spate, au crăpat până la genunchi. Deci, eu în viața mea, acei blugi, am vrut să duc la croitoreasă, la croitoreasă lui Haini, ca să-mi fac mai strâns, știi, că erau mai largi. Cum Dumnezeu, eu habar nu am cum s-au crăpat pe mine. Deci, cum am ridicat, am simțit, e foarte rece aici, că era mai răcoare, zic, ce să fac acum? Am urcat pe Haini, zic, stai în spatele meu, am mulțumit dansul, știi, și rămâi în spatele meu până ajungem în camera de hotel ca să pot să mă schimb. Și ceilalți n-au văzut? Nu pe naiba, toată lumea făcea selfie, poze acolo și am zis, dacă văd pe internet, pe termin. Era chiar cea mai neplăcută experiență, dar asta se întâmplă. Deci la primul dans, când am fost la concurs în 97 am început eu să dansez. Da. Atunci era primul meu concurs, în 97-98 partenera mea la primul concurs s-a împotmolit acolo cu în sandale, a picat pe spate. Atunci rochile erau așa mai dese, cu valuri mari. Și eu exact mai înfoiat. Fusta ei între picioare acolo înăuntru și așa ieșeam afară, știi? A ajuns cu capul sub fustă. Înăuntru, direi, știi? Și foarte lumea râdea, zice, o sală plină, eu căutam acolo cum să ies afară, să ridic pe ea, muzică, oamenii intrau în mine, celelalte perechi, și am continuat dansul. Era locul 3, mi-aduc bine aminte. Am primit o mică cupă, o veioză mică. Dar acestea sunt acele experiențe și acele lucruri care s-au întâmplat cu tine, care niciodată nu o să le uiți. Da, sunt mai haioase, mai neplăcute, atunci, dar... Da, mai ales faza cu blugii care ți-au crăpat și erai la nuntă și chiar e puțin penibil, dragi telespectatori. În momentul în care scrapă, blugi, mânecă, ceva, piconasturi, ai impresia că toată lumea se uită la ea. Nu știu de ce, majoritatea oamenilor
se simt priviți de toată lumea, dar nu e așa. Nu, eu în timpul dansului ziceam, haine, e o problemă. Zice, da, spune. Zic, cred că a crăpat pe mine blugii. Zice, și se vede, habar n-am. Zic, da, uite, te întorc cu spatele și zi. Haine, fac două piruete așa pe la spate, știi, ridic mâna și haine, Dumnezeule, zice, salută! Și am ieșit afară. E bine că nu te-a lăsat până la sfârșit, că atunci chiar că ar fi văzut toți. Da. Hai să revenim. Mi-ai spus că acum ai fost recent la un concurs la Timișoara. Ce fel de concurs a fost? Detaliază puțin pentru telespectatori și eu o să rog și pe Ciobi să ne dea imaginile, pentru că domnul manager Laurent Loga ne-a adus și filmare de acolo. Era un concurs destul de mare, era un championship la Timișoara și aici au participat și Victor cu Haini, copii mici, aici chiar dansăm împreună cu Dalma. Am participat în clasă D și pentru prima dată am participat și la Open Basic Standard, la grupa de adulți. Acum vedem un vals lent. Am reușit să obținem locul 3 din 8 perechi, iar la Basic Standard, unde este mai greu, acolo era primul concurs, am obținut locul 5 din 9 locuri. Era și în VDSF, unde participa Victor cu Haini, era la nivel internațional, participau peste 14 arbitri din 14 țări și erau peste 36 de perechi înscrise la categoria lor. Extraordinar. Văd că rochile sunt confecționate din materiale de foarte bună calitate. Se mai folosesc penele de struț? Nu, era mai de mult la modă, acum mai rar, dar pantofii sunt foarte scumpi, așa e? Da, undeva la 100 de euro pereche de pantofi. 70 de euro, 100 de euro, 140, undeva aici să... La fel, văd că domnii, concurenții, au, marea majoritatea lor au frac. Da. Un frac este destul de scump în ziua un de astăzi. Un frac costă, eu știu prețul din Ungaria, că noi acolo lucrăm, acolo cumpărăm, ne facem hainele. Un frac este la 170.000 de forinți, undeva la 2.500 de lei. Chiar rochia partenerei, cea roșie, este la prim concurs acum, pentru că acum a fost pregătită. Da. Acum era... Știu că nu sunt ieftine deloc, nici aceste rochii au un preț destul de ridicat, pentru că sunt tocmai rochii pentru dansatoare. Da, nu este o rochie foarte scumpă. Nu? Imaginează, dar este 27 de milioane. Dar sunt și rochii de 60 Optim, de milioane. 2700 de lei. Da, acea rochie pe care o vezi acum cu a lui Dalma este 2700 de lei, atât a costat. Mamă! Mai dat gata... Da, implică niște costuri la un astfel de nivel, dar la un nivel mai să zicem, mai down, la un... Ce spui? La aici, deja unde trebuie să-ți faci rochii mai frumoase, oricum nu scapi sub 15-20 de milioane. Ce categorie de vârstă era aici, dansul acesta? Categoria 16-34 de ani. Par destul de maturi, te maturizează dansul. Da. Acum, sau Dalma, câți ani are? Nu știu. Dacă zi. Nu știu, nu refuz să mă exprim asupra vârstei unei femei din respect. Da, deci, nu prea poți să-ți dai seama, pentru că mulți par mai în vârstă și de fapt poate sunt chiar la liceu. Ea este la liceu, este clasa 11. Clasa 11, da. Extraordinar. Și mulți cred că e la facultate, deci, dar este și invers. Avem copii care... par de a 5-a și sunt de a 8-a. Și este din grupa voastră de concurs, nu? Da. Da, din grupa 16-34 de ani. Extraordinar. Ce m-ar mai interesa astfel de concursuri, la ce interval de timp se țin? Acum, din septembrie până decembrie, știm de 8-10 concursuri la care vom participa, iar din ianuarie, de la mijlocul lunii ianuarie până prin iunie, știm de altele 20. Și atunci este un val în care în fiecare weekend suntem, de luni până vineri ne antrenăm, sâmbătă, duminică suntem la concurs. Asta implică niște eforturi financiare destul de mari, așa e? Da, pentru că mulți cred că la concursuri câștigăm bani, dar nu. La concursuri plătești bani ca să te înscrii, pentru că este o taxă de înscriere. Aici era 40 de euro per pereche ca să participi. La alte concursuri 50 de lei, 100 de lei, depinde la câte categorii mergi. Dar este drum, cazare, masă. Toate acestea la un loc îți dau o sumă totală destul de mare, care nu e chiar la îndemâna oricui. Da, dar atunci când
când mergem la prezentări, la anunți, atunci mă întreabă cum de costă, nu știu, 100 de lei sau cât este pe pereche să meargă la concurs. Zic, de aceea, pentru că implică costuri. Acea pereche ia ore particulare, se antrenează, merge la concursuri și nu poate să fie gratis. Bineînțeles, e vorba nu doar de bani, e vorba și de timp, de multă muncă, ambiție, tenacitate, pentru că altfel nu ai cum să ajungi în vârful piramidei, nu ai cum, decât prin multă, multă muncă. Vreau să te întreb ce ai remarcat în țară. Eu, dragi telespectatori, anul trecut am prezentat un concurs de dans național. Deci a fost campionatul național de dans hip-hop și latino la Marghita. Eu sunt prezentator, nu sunt juriu, nu am abilități speciale, n-am ochiometru format să dau verdicte, să spun dumnealor, scuzați-mă că adrăt cu degetul, dumnealor ar dansa cel mai bine, dumnealor sau dumnealor, dar mi-am făcut unele păreri pe care nu mi le-am exprimat în public. Și când s-a terminat tot concursul, a venit un părinte, că știți cum e cu părinții. A venit un părinte să mă întrebe pe mine, domnule, spuneți dumneavoastră, a fost corect ce au făcut? Uitați-vă, fiica mea este respectivă, acum au dansat, n-a primit niciun loc. Acum spuneți dumneavoastră. Și am zis, domnule, nu vă supărați. Eu doar prezint. Eu nu sunt juriu, eu nu sunt plătit să vin aici să am o părere, să mă exprim. Dar era dezamăgit. De ce, cum, nu pot să spun. Poate să fie greșeala dumnealui, pentru că se știe, fiecare părinte își vede copilul ca fiind cel mai frumos, cel mai bun, cel mai mare, cel mai tare, etc. Chiar dacă uneori nu este așa. Poate omul avea dreptate. Eu nu am de unde să știu. Mă exprim acolo unde sunt sigur sau am vagi bănuieli. Dar tu ce ne spui, Loran, despre asta? Există concursuri la care se trage balanța spre gazde, în mod vizibil. Știu că e o întrebare grea. Da, Gabi, foarte sincer, dansul este un sport subiectiv ca și toate celelalte sporturi. Deci eu nu fac probleme și chiar spun părinților, obișnuiți-vă. Săptămâna aceasta ești pe locul 2, săptămâna viitoare poate nici nu intri în finală. Acum, la acest concurs, noi participam în două categorii, la clasă D și la Open Basic. La clasă D am luat locul 3, locul 2 era o pereche din Reșița, parcă. La Open Basic, peste câteva ore, când am concurat, ei nu au intrat în finală. Acolo noi am luat locul 5. Acum, nu cred că dansul nostru a evoluat atât de mult în două ore, încât și nici nu am antrenat între timp, încât să evoluăm foarte mult. Sigur, da. Depinde cum ai dansat, depinde de multe, multe alte lucruri. Câteodată jurizarea e subiectivă, nu? Eu cred că întotdeauna este, dar cu asta trebuie să te obișnuiești, trebuie să fii, este o regulă pe care zic sportivilor și părinților, trebuie să fii cu atât mai bun față de ceilalți încât să fie clar de la o poștă că tu ești cel mai bun și tu meritai locul întâi. Da, acum hai să urmărim imaginile și spune-mi ce crezi, care dintre cei care dansează acum, au dansat acolo la momentul respectiv, au fost cei mai buni? Știi, din nou eu dansez acolo, fiindcă eu dansez acolo, e mai greu puteam să urmăresc pe ceilalți, deci dacă Victor, dacă îl întreb pe Victor, atunci el o să spun că el a urmărit întregul concurs, eu dansam, nu puteam să urmăresc pe ceilalți, am doar filmarea, unde suntem filmați doar noi, pe ceilalți nu prea îi văd, dar eu, dacă văd care este... Ce zici? Categoria... Care a fost cel mai bun? Open Basic. Sau ți este greu și ție în calitate de antrenor să te substitui arbitrilor? Nu, aici la Open Basic era clar, locul întâi era locul întâi. Chiar am vorbit astăzi cu Victor despre locuri. El spunea că în locul 5 eram clar pe locul 4, dar cam atât, și că locul 2 trebuia să fie locul... El își spunea opinia lui personală. Opinia lui personală. Dar asta nu se discută pentru că sunt mulți arbitri, fiecare își dă cu părerea și la sfârșit este un rezultat. Dar mai există contestații la unele concursuri. Se pune la îndoială verdictul arbitrilor sau merge vreunul dintre antrenori să le spună, domnule, vedeți că totuși nu e nu ok merită, ce face. Faci scandal pe degeaba, eu nu, niciodată așa. Nu m-aș duce. Dacă aici m-ar fi pus pe ultimul loc, nici atunci nu aș fi mers. Nu. Să se simtă bine cei care au făcut acea, să zic eu, porcărie, dacă ar fi făcut, dar nu prea se întâmplă și pur și simplu, cel mai rău caz, aleg să nu mă mai duc la acel concurs. Astfel de lucruri nu se întâmplă. Deci... Nu pentru că și-ar pierde credibilitatea și la ediția următoare s-ar trezi cu poate jumătate sau un sfert oamenii. Dar am văzut și concursul unde gazdele au câștigat
aproape tot ce se putea câștiga și pe om mi s-a spus, domnule, să știi că sunt buni, într-adevăr. Era vorba despre alt gen de dans, dans, hip-hop și b-boying, adică breakdance. Și mi s-a spus, domnule, să știi că cei din Oradea sunt foarte, foarte buni. Dacă n-ar fi Bucureștiul, Oradea ar fi capitala dansului în România. Așa e și la dansurile standard și latino. Este destul de subiectiv această temă. Evident, fiecare gazdă își face un concurs unde încearcă să-și calibreze categoriile de vârstă astfel încât perechile lui să iasă cât mai în evidență. Și este normal la un moment dat. Da, acum noi intrăm puțin în lumea subterană, în underground, încercăm prin intermediul tău să ajungem în spatele cortinei, să vedem ce se întâmplă în culise. Și tu dacă vrei ne spui, dacă nu vrei, nu ne spui. Dar spun ceva, ca să mă înțelegi. Eu am unele dubii că există și concursuri la care jurizarea se face în favoarea gazdelor. Să nu ai dubii, pentru că așa este. Da, este într-un fel, știi, acum, eu te invit pe tine, invit pe mulți arbitri, evident că ei nu o să mă puncteze chiar pe ultimul loc, dar nici să nu picăm nici pe în cealaltă extremă, încât am o pereche foarte slabă și el ajunge pe locul 1, 2, 3, este în finală. Nu, e clar, va pica, va fi printre ultimii. Deci chiar trebuie să fie și bună acea pereche. Acum că este cu un loc 2, 3 mai în față, să fie de bine. Da, eu mă bucur că ești foarte sincer astăzi și adevărul întotdeauna este... Laurent, eu cred că tu, în momentul în care înscrii o pereche în concurs, cam deja știi, văzând că vă întâlniți cu celelalte cluburi, da, știi ce valoare au și te aștepți la rezultatul pe care îl iau ei. Nu ai, să zic, dezamăgiri. Nu. Nici surprize plăcute. Tu cam le știi deja valoarea tuturor perechilor tale. Am un tătic aici la grupa de copii. El, imaginează-ți, cunoaște fiecare pereche, fiecare club, cunoaște concursurile, are secretara lui, face statistică. Perechea aia cum a evoluat, la ce concurs, ce loc a luat, perechea copilul lui, unde, cum a ajuns și am mers și zic, ce loc a luat copilul? Și la Sibiu, când am fost în urmă cu aproximativ o lună, și mai o să fie 30 de perechi, e categorie nouă, pe locul 19 o să fie. Pe locul 19 a fost. Extraordinar. A calculat tot la fix. Înseamnă că domnul este enciclopedist și sunt astfel de oameni. Probabil dumnealui are timp să urmărească și ce se întâmplă în domeniu. Pe YouTube ar spune, nu? Da. Azi dimineață ne-a sunat. A luat atâtea X-uri la standard, atâtea X-uri la latino. Și noi urmărim aceste lucruri și știam, da, uite, la latino este mai slab perechea, trebuie acolo lucrat mai mult. Pe din afară știa toate. Și acum la Timișoara a zis, ce loc o să ia fetița? Mai sunt 14 perechi, locul 9. Am calculat tot, 15 perechi erau sau 14. Ideea este că au ajuns pe penultimul loc. Deci nimeni nu a înțeles și zic, cum ai calculat? Pentru zice, habar n-am, undeva era o eroare. Deci nu știu cum au calculat, dar nu a dat bine. Dar uite-te, mergem peste o săptămână la Baia Mare, o să fie total alt rezultat. Deci nu ai de ce să te cramponezi la niște rezultate de acest gen, chiar nu ne ocupăm. Dacă un dansator merge doar pentru rezultate la concurs, atunci mai bine să stea acasă, pentru că se va dezamăgi în anumite lucruri care sunt sau nu sunt corecte. Nu, dacă mergi la concurs, du-te din plăcere, concurezi. Da. Dacă e locul întâi, bucură-te, pentru că... Laurent, acum urmează o întrebare incomodă, s-ar putea să nu-ți convină, dar o să te rog să fii foarte sincer. Sau nu să răspund atunci. Ți s-a întâmplat să ai de-a face cu copii fără simț, care, să zic așa, aveau, hai să fiu mai popular, aveau două picioare stângi în loc de stângul și dreptul. Ai fost pus în situația neplăcută de a le spune părinților, nu mai aduceți, pentru că l-aduceți degeaba. Muncește, se chinuie, dar nu va ajunge nimic din el. Ai fost pus în situația asta, pentru că eu în alt domeniu a trebuit să le comunic părinților, domnule, nu-l aduceți, că n-are ureche muzicală, n-are simț. Nu. Și... cu copii nu am avut niciunul până acum. Atât am avut că a făcut 3 cursuri de începători, da, pentru că avea 4 ani, 5 ani, e normal. În schimb, am avut ca adulți. Și acum trebuia să le spun părinților, trebuia să le spunem lor. Uite, nu e bine. Și el era foarte sincer, că știi cum, Laurent, acum fete nu prea știu să danseze, asta este, am nimerit. Și zic, nu, tu, cu tine e problema, uite pe filmarea aceasta, că filmăm în timpul cursului. Vezi, toată mea punește în față, tu punești în spate. Că zice Victor, cu dreptul în față, tu punești cu stângul în spate. Zic, total invers.
atunci nu era ceva în regulă, zice, atunci n-am avut eu o zi bună. Zic, uite-te, la fiecare antrenament așa se întâmplă. Deci chiar e o problemă. Zic, să nu te, nicio problemă, rămâi la cursul de începători. Dar nu mă întreba când o să ajungi la cursul de intermediar, pentru că până când tu, toată lumea la vals, vienezi, pornește în față și în spate deodată și tu, exact invers, pornești, înseamnă că este o problemă. Și două persoane am avut, unul mai tânăr și unul mai în vârstă. Domnul mai în vârstă îl înțeleg, era mai în vârstă. Pe domnul mai tânăr și pe el îl înțeleg. El, deja am ajuns să caut un profesor de muzică, să-l trimit la el și a zis, nu, nu te ocupa cu el, nici eu nu mă ocup cu el, caută-ți o altă pereche care are ureche muzicală. Nu ne ocupăm cu astfel de persoane care nu aud muzica, pentru că nu are sens. Zice, tu vrei să-l instruiești în ceva în ce el nu are afinitate. Și atunci am zis, ok, bine, mi-am spus tânărului că uite, asta este situația. El vine în continuare la cursul de începător, este deja la 6-lea modul, se simte foarte bine, deja începe să-i meargă pașii de bază, dar cred că din 2000 de persoane, dacă au fost una sau două persoane, chiar nu se întâmplă foarte des. Bun, să-ți spun de ce ți-am pus această întrebare. Am predat la școala de muzică Net Music, la cursurile de DJ, între timp s-a desfințat. Și la un moment dat mi-a venit un copil pe care oricât m-am chinuit, nu am reușit. Și atunci am trecut la metoda matematică. Cei care știu despre muzică știu de pătrimi, optim, 16-mi, adică și tu știi. Și l-am pus să numere 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, când ajungi iară după 4 și începe 1, dai play! Și... am mers, dar foarte greu. Între timp m-am gândit, oare părinții lui nu vin să discutăm, să le spun, să... Eu nu știam. Ajung la directorul școlii și spun, uite, eu vreau să-l învăț. Dar impresia că el plătește abonamentul, dă niște bani degeaba. Nu vreau ca cineva pe omul să fie foarte nemulțumit de ce iese din povestea asta. Și zic, nu ai putea să-i chem părinții și să le spui, domnule, uite despre ce vorba. N-are amândouă urechile, are numai stânga, două urechi de stânga avea și nu o să iasă, păcat să vă risipiți banii. La care mi-a spus Gabi, bine, hai să spun o treabă. Copilul are o boală psihică în formă ușoară și eu nu pot să le spun asta părinților lui. Le spui tu. În clipa aia m-am albit, cum să le spun eu, omule? Zic, cum să le spun eu părinților, domnule, vedeți că nu se va alege nimic de el? Și atunci am luat metoda matematică cu numărătoarea și a început, dar mi-a trebuit un pic de timp, că stătea cu degetul pe play, regla viteza, știi, de tempo, cum s-ar numi așa din butonul pitch, și stătea cu degetul pe play și făcea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1! Și mi-a trebuit un pic de timp să-i spun, mă, n-ai putea tu mâna aia să o ții în buzunar, măcar să nu se vadă număr acolo, știi? Că totuși se întâmpla să mai vină câte un elev nou, să vină cu părinții, să intre însoțiți de directorul școlii, ar fi fost penibil să mi-l vadă pe săracul băiat, 1, 2, 3, 4, cu degetul pe play, știi? Și m-am gândit la toate versiunile. Am reușit să-l învăț să mixeze, până la urmă o spunea în gând, că i-am zis, cum de numai numere, 1, 2, 3, 4. Nu, spun în gând. Și când dau, le număra. Dar am reușit, a fost foarte, foarte, foarte greu. Am fost pus între alege să-i spun părinților lui, cred că ar fi fost o dezamăgire foarte mare și n-am avut cum să te uiți în ochii omului? Trebuie știind că totuși copilul suferă. A fost un moment extrem de dificil pentru tine. Spune-ne tu de un moment dificil din viața școlii Loga Dance. Eu am învățat de la tata lui Victor, de la Șandor, și trebuie să fii întotdeauna foarte sincer și să-i spui, părinte, oricât de greu este. Deci spui verde față. Și acest profesor de muzică mi-a confirmat. Pentru că ambiția personală, am zis la Victor și Haini, ok, deci el o să fie acel om pe care noi trebuie să-l învățăm să danseze, trebuie să ne demonstrăm că depășim limitele. Și a zis profesorul de muzică, nu-ți depăși limitele, pentru că o persoană, dacă nu a fost făcut pentru dans, nu are ureche muzicală, să nu vrei să-l faci dansator, pentru că nu o să-i meargă. Lasă-l în ritmul lui, dar nu te ocupa cu el, ocupă-te de celălalt care, în care vezi perspectivă, în care vezi că se poate să progreseze și cu ăla să te ocupi. Și aud perfectă dreptate. Și atunci ne-am liniștit și am zis ok. La băiat am zis, ok, tu în ritmul tău, asta este nivelul, lucrează în continuare, du-te la cursul de începători, să nu vrei performanță sau concurs. Și a rămas, e foarte fericit acolo, a înțeles.
Nu. E bine că omul a înțeles, pentru că altfel îi explici, domnule, ce ești tu, care e profesia ta de bază? Păi frizer. Bun. Poți să repar televizoare? Nu. Băiatul, nu poți nici să dansezi, mă, băiatule, când ai ureche. Ar fi o paralelă să-i spui. Da, dar chiar poți să zic, din 2000 de persoane, îți dai seama dacă ne-am întâlnit în fiecare an să avem 3, 4, 5 persoane, atunci ar fi o problemă, atunci chiar n-ar afecta, dar acum avem o doamnă, oftalmolog, peste 70 de ani, 74 de ani și dansează la noi, la grupa de începători și, 74 și de ani. Acum, la acest modul, este înscrisă, da, și dansează de 5 ani, o cunoaștem. Foarte simpatic, în ritmul ei. Deci nimeni nu așteaptă. Da, ea vrea ore particulare de tango, pentru că și atunci, știi, cumva pe Victor îl convingem, Victor, cumva fă puțin timp liber să mai dai la doamna o oră particulară ca să... Pentru că asta e pasiunea ei, cum să refuzi. Și imaginează-ți, la 74 de ani, poți să dansezi cu ea, cea-cea, vals lent, vals finez, bine, nu coreografii foarte complexe, la nivel de bază, la nivel de începători, perfect. Deci oricând te întâlnești la nuntă cu ea, poți să dansezi. 74 de ani. Fabulos. Eu, cum mi-ai spus, de 74 de ani și că se antrenează cu Victor, m-am și gândit la melodia, era un vals, mai întoarce, doamne, roata, să mai văd odată soarta, să-mi văd anii tinereții, să-mi văd strălucirea vieții care, doamne, fără rost s-au dus. Imediat fac câte o paralelă de asta. M-a lovit un romantism în momentul în care ai zis de doamna de 74 de ani. Da, există și altfel de cazuri. Știu de doamna care la 92 de ani și-a terminat facultatea în Germania, și-a dat licența. La 92 de ani, un lucru extraordinar. Am spus-o și cu riscul de a mă repeta. Eu, personal, fac alergie când aud o doamnă sau un domn care au o vârstă respectabilă, spun, apoi pe vremea noastră, nu, să nu mai spuneți asta. Vremea noastră este până momentul în care închidem ochii definitiv. Până atunci este vremea noastră. Citesc un soi de resemnare și nu e ok. Mai ales la persoanele de vârsta a treia. Dragi telespectatori, vă spun un lucru extraordinar. În Germania, când ești la pensie, începe o nouă etapă în viață. Se iau de călătorii, se iau în concedii. Încep să iasă la și să practice unele sporturi de astea mai cum spune neamțul, langzam, da? Langzam. Niște sporturi mai care nu supra-solicită. E o altă etapă în viață. Nu, gata, stăm cu telecomanda în mână și vegetăm în fața televizorului. Nu, nu e ok. Din păcate, la noi nu știu de ce dumnealor văd așa viața, pentru că societatea impune acest lucru, dar chiar m-a bucurat să aud că ai și o dansatoare de 74 de ani. Da, ea este un model pentru ceilalți care spun că da, uite, am 40 de ani, 50 de ani și deja timpul meu a expirat. Ok, hai la un concurs, uite, până în Slovacia măcar, și să vezi persoane acolo unde sunt 30-40 de perechi peste 65 de ani și dansează. Extraordinar. Peste 55 de ani și dansează. Sunt pensionari la 65 de ani, ori dacă mă gândesc în România, când vorbim despre pensionari, trebuie să vorbim cu o mare doză de respect, inclusiv în voce și în suflet, pentru că dumnealor au făcut țara asta. Dumnealor au muncit și au clădit, inclusiv blocurile care s-au făcut, nu? Fabricile, industria, tot. Și după 90 au venit unii care au spus, nu ne vindem țara, și au venit alții după care au dat-o gratis. N-a mai vândut-o, nici bani n-a mai luat pe ea. Da? Deci noi avem un mare, mare respect, pentru că ce au făcut dumnealor, ce ai ajuns acum la pensie, nu știu dacă noi o să reușim să facem, dar bănuiesc că generațiile viitoare vor reuși să ridice mai sus țara. Iată că în domeniul acesta al dansului, Laurent Loga, alături de instructorii, antrenorii de la Loga Dance School, a reușit să ridice satul mare peste medie. Știu că nu sunteți singuri și îmi place că aveți o concurență loială, că mie, de exemplu, și Ovi mi-este prieten și voi participați la concursurile pe care le organizează ei aici în satul mare. Da, sigur. Am auzit că alții nu participă și părinții le-au pus întrebarea antrenorilor, bine, domnule, dar ne porți pe noi până în Cluj, până în Brașov și când este concurs în satul mare nu participăm. Nu că noi la aia nu mergem, și a ieșit un scandal teribil. Voi ați fost foarte fair play și asta apreciez la tine. Cum de v-ați hotărât să mergeți la concurs local organizat de alt club? N-ai avut ranchiună, n-ai avut râncă. Asta înseamnă concurență loială. Nu, și chiar și dansatorii erau chiar la
acolo, atunci au început să meargă la concursuri și chiar nu puteam să spun că au o experiență foarte mare la nivel de începător. Deci când începe acolo pe la precompetițional, hobby e, de ce să-i opresc? Nu, du-te, hai, dacă este aici concurs, mergem. Pentru că cu cât ai mai multă rutină, cu atât o să progresezi mai repede. A, ambițiile acestea personale, că este altă școală și e din satul mare, asta nu mă interesează. La fel cum nu mă interesează nici unii mai vin. Știi, am auzit că unul dintre părinți a zis asta, unul dintre părinți a zis aia, cealaltă școală de dans a făcut asta. Pe mine nu mă interesează. Automat elimin toate informațiile, pentru că am scopurile mele, știu ce vreau să obțin peste un an, 2, 3, 5, 10 și acolo sunt focusat. Dacă pe mine cineva mă debalansează cu bârfe și cu alte povești, nu am timp și cred că nici nu îmi este de folos în ceea ce vreau să obțin eu. Dacă este un concurs, mergem, indiferent care școală să organizeze în satul mare, indiferent la ce loc, poate o să fie dansatorul și o să fie pe ultimul loc, nu contează. Da, dacă vine totuși unul care ți este prieten și spune un lucru care nu îți place, îi mulțumești și zici, lasă că o să decid eu, sau îi spui ce ai de gând în continuare? Adică? Referitor la ce a zis un părinte. Deci omul este credibil care vine la tine. Ce a auzit că face altă școală? Zic, că... lasă să vină și să-mi spună mie personal. Dacă îți mai spune, spune-i să vină la mine și să-mi spună mie, că oricum nu mai vine. Sau dacă vine, atunci o să-i zic mulțumesc frumos și am mers mai departe. Nu stau să mă cer cu nimeni. Asta am vrut să aud. Asta am vrut mulțumesc să aud. Frumos, așa este. Știi, e mai ușor să lași pe cineva în ringul de box să se lupte singur și tu stai la margine, în exterior. Corect. Asta le spuneam și eu prietenilor. Asta le spuneam. Ei, ai auzit tu? Da, e sigur? Da. Bun, lasă. Exact asta spuneam la tăsă. Neprietenilor, le spuneam, nu știu unde v-a fost gândul. N-a știut când vine rândul. Da, nu, chiar nu avem noi nicio tangență sau nicio problemă cu celelalte școli de dans. Sunt dans sportiv și știu că suntem trei școli în satul mare. Da. Este loc pentru toată lumea pe piață. Dacă se vor mai deschide încă patru școli, toate vor funcționa. Încet, încet, mai ales după ce a cântat Ștefan Bănică Junior melodia Toată lumea dansează, toți au venit la dans. Să te întreb dacă dansatorii tăi mai ies din când... Uite, acum intrăm pe terenul meu, pe felia mea. Dacă mai ies din când în când în club, dacă mai ies la o discotecă, că știu că adolescenții ai organizat tu discoteca acolo cu dansul latino, cu dansuri la școală. Acela este un program, mulți părinți confundă discoteca aceea, că e așa spun discoteca, dar este un program educațional pentru clasele 5-8, pe care noi am pornit în urmă cu vreo 4 ani de zile. Fiecare lună organizăm un astfel de eveniment din octombrie până prin martie, deci sezonier, timp de 5-6 luni. Atunci, timp de 4 ore se strâng 300 de copii din clasele 5-8 și sunt vreo 10 supraveghetori care au grijă de ei, de la noi, de la Loga Dance. Au un grup pe Facebook, Party People, sunt peste 2000 de sătmărâni deja înscris în acest grup de copii. Ei acolo își pun piesele preferate pe care doresc să le audă la acest eveniment. Dacă se strâng 20 de like-uri, automat intră în playlist, ei sunt DJ-ul lor. Acolo vine Felicia Rirușan de la poliție sau Pușa, a venit de la Antidrog și lucrează cu ei pe diferite subiecte. În anii următori, dacă ajung la discotecă, știi ce se întâmplă la 14-16 ani, merg să dorm la nu știu care colegă și, de fapt, nu, că sunt prin cluburi. Iar chiar am avut o discuție cu una dintre părinți care a zis, cum promovați clasa 5-a să meargă la discotecă? Și zic, stop, asta este un alt eveniment. Copilul meu și vara, la ora 8, era în casă. Ok, e copilul nostru, nu este obligatoriu, este un program opțional. Intrați în discotecă și uitați-vă câți copii sunt de 14 ani acolo în discotecă în sâmbătă seara. Așa. Și atunci o să vă mirați, pentru că noi știm că sunt. Ei, și acesta este un program educațional încât informăm copiii, după care ei decid dacă trăiesc sau nu cu această informație. În rest, acesta durează vreo 40 de minute, dar 3 ore și jumătate ei au party, dar într-un loc controlat, izolat. Se închide clădirea, nimeni nu iese, nimeni nu intră, doar cu părinții poți să afară. La ora 11 am deschis ușile și toată lumea pleacă acasă. Și acesta se întâmplă în lunar odată. Dar, ceea ce am observat, este o pârghie foarte bună pentru părinți, acest eveniment, acest program. Ce notă ai? Cum ai învățat? Ai note bune? Mergi la Loga. Nu ai note bune? Nu mergi la Loga, la party. Mergi luna viitoare. Extraordinar. Imaginează-ți notele copiilor din septembrie crește. Am o grămadă de mail-uri de la părinți când organizați următorul eveniment. Zic, doamnă, peste 5 săptămâni, că atunci nu avem concurs, atunci putem să organizăm. Perfect, că atunci trebuie să-și corecteze nota la media la matematică. Extraordinar.
Mai avem doar 10 minute din emisiune. Dragi telespectatori, trebuie să vă spun un lucru extraordinar, o să vedeți astăzi la știri. Dar până atunci mai am o întrebare. Există și un număr de telefon 0361 800 500, adică 800 500. Întâmplarea este următoarea. E strict legată de ce o să vedeți astăzi la știri, nu vă spun tot să nu stric surpriza. Ce vă faceți dacă vă treziți dimineață când ieșiți din casă cu un ditamai câine mare, zdravă, dintr-o rasă de luptă, agresiv în curte? Ce faceți? Cum procedați? Până când cineva totuși ne sună, am să-i pun această întrebare domnului Laurent Loga. Ce faci dacă te trezești cu un ditamai Doberman sau Rottweiler în curte? Chem câinele meu. Ai o cățea. Nu. Și dacă ar fi în căldură, ar fi și mai bine. Ce câine ai? Ciobănesc de Berna, are 55 de kilograme. Wow. Și chiar nu suportă pe nimeni dacă atacă sau nu este pașnic. Tu ai o rezolvare, dar eu n-aș avea rezolvarea asta pentru că eu am mops. Mopsul are 10 kg și are tendința să mă apere, mai ales seara. Adică latră la toată lumea, dar nu mușcă pe nimeni. Pe nimeni. E unul dintre subiectele pe care o să vedeți de seară la știri. E fabulos, e filmat de colegii noștri, deci nu relatări. Ce am auzit de la martori? S-a întâmplat aici. S-a întâmplat astăzi. A fost o fază extraordinară. Nu vă spun mai mult. Totuși, dacă doriți să ne sunați 0361 800 500, să ne spuneți ce ați face dacă vă treziți cu ditamai câinele în curte și e și un câine de ăla, cel mai bun prieten cu Romanul, câinele de Dobermanul sau dintr-o rasă agresivă, cum procedați? Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Dar ce faci când nu e de evitat excesul, e de evitat un câine? Și dita mai dulăul. Cred că dacă nu aș avea pe Axel, atunci aș da niște crembu și m-aș face cel mai bun prieten cu el. Laurent, de bine că ai simțul umorului. O să fie un subiect foarte interesant astăzi la știrile TV1 Satu Mare. Și da, eu nu prea am subiecte interesante din lumea exterioară pentru că mi-a murit bateria la laptop. Vă spun un secret, adică acum nu mai e secret. Ăsta e Mortobello, frumos stă acolo. De mâine o să aduc un altul căruia ține bateria mai mult de o oră și va fi foarte ok. O să avem și subiecte din showbiz, ultimele știri pe scurt și așa mai departe pe care să le dezbatem. O știre interesantă care Laurent mi-a spus să nu vorbim despre politică, să nu-i pun întrebări din politică. Nu, pe mine m-a distrat foarte mult afirmația unui domn din politică despre cei din partidul dumnealui că au organizat o alegere ca pe vremea lui Ceaușescu, că au avut un singur candidat, că nu știu ce. Ei, domnul respectiv este unul dintre cântăreții de bază ai trupei Haikyuu, se numește Mihai Sturzu și a uitat că în 2013 la alegeri a fost singurul candidat pe listă. Da, la alegerea președinției la Tineretul Social-Democrat. El a candidat singur. Acum s-a trezit să critique pe alții. Când tu ai candidat singur în 2013, acum dacă altul candidează singur, ai face bine să-ți aduci aminte cum ai candidat și tu înainte să-l critici pe celălalt. Asta mi-a plăcut din politică știrea de astăzi. În rest, ce să vă spun, de alea cu furăciuni, cu biciclete, cu găini și cu excrocherii, m-am cam săturat, dar o să le avem pe parcurs cele mai strălucite, pentru că n-are sens să discutăm chiar despre, nu? Pentru că trăim în țara în care unul fură o găină și stă 5 ani la pușcărie, altul fură 5 milioane de euro și face o lună de arest, după care nu suportă condițiile, ajunge în arest la domiciliu, control judiciar și după o lună vedem la mare, la soare sau aprobare să iasă unde? La campionatele europene de nu știu ce, prins țânțari. Care e morala? Morala este că dacă furi, trebuie să furi destul ca să ajungă și altora. Că dacă furi doar o găină, n-ai cum să o împarți și cu alții. Asta e una dintre ideile pe care le au hoții, nu? Da,
un lucru pe care îl apreciez foarte mult, dragi telespectatori, mai e de completat la Laurent Loga. Loga Dance School nu primește sponsorizări. Loga Dance School nu trage de firma nu știu care, de nu știu care, hai ajutați-ne, sponsorizați-ne. Totul merge pe cotizații și efort propriu. Când mi-a spus acest lucru, am rămas cu gura căscată. De ce? Care este motivul? Sunt foarte mândru pe acest... Da, mulți părinți, fiindcă știi, putem să sponsorizăm cu 1, 2, 3% și... Nu, chiar nu vreau să am obligații față de nimeni. Cât putem noi, ducem din forțele noastre proprii și nu dorim să ne complicăm cu diferite ajutoare. Dacă avem campanii caritabile, da, chiar contactăm firmele. Da, este aici această campanie, dar ajută campania. Dar școala de dans, Loga Dance, niciodată nu a luat nicio sponsorizare de la nicio firmă. Uite că suntem pe final, Laurent, chiar vreau să te întreb cum v-a venit această idee, pentru că v-am văzut ajutând oameni, ați participat nu odată la campanii caritabile, la un moment dat chiar eu prezentam și nu știam, pentru că nu primisem desfășurătorul, mi s-a dat în ultima clipă. Oh, și când am primit, zic, Loga Dance, aici, da, au venit să danseze, să sprijine... Și mi s-a părut un lucru extraordinar, că sunteți și altruiști. Asta este una. A doua, știu că ați început un program prin școli, grădinițe, așa mai departe. Pentru telespectatorii noștri, pentru cei care nu știu despre voi mare lucru, de la ce vârstă poate un copil să înceapă să danseze? De la 4 ani. Până anul trecut am avut 5-6 ani, acum am început cu o vârstă de 4 ani, unde deja facem o probă. Este o grupă cea mai micuță. Pregătitoare, nu? Da, grupa pregătitoare și de la 4 ani deja, dar 4 ani, deci nu venea o mimică. Copilul are 4 ani și prima întrebare, pentru că era foarte micuță fetiță, de câți anișori ai? 3, știi? Și zic, mă uit la mămică, zic, fetița zice că are 3 ani. Nu, fetița nu știe câți ani are. Fetița are 4 ani, avea 3 ani. Deci întotdeauna spun părinților, dacă spunem 4 ani, nu spunem ca să aducă și de 3 ani, că încet atunci să le punem, pe acolo trebuie să cumpărăm să le punem în curat copiii, nu. 4 ani este chiar vârsta împlinită unde putem să începem să lucrăm cu ei. Pentru că și așa este foarte greu, trebuie minim 2 cursuri să terminăm cu ei, 6 luni, ca să poată să ajungă la o grupă de intermediari. Da, dragi telespectatori, iată că pot să danseze și copiii de 4 ani. Eu am văzut personal la o acțiune desfășurată recent unde am colaborat cu domnul Loga, copilași de 7-8 anișori care dansau perfect, frizând perfecțiunea. Am stat cu gura căscată, dacă ți-aduce aminte, Laurent, de faza, trebuia să eu dădusem play, avea exact un minut de dansat copilul și am uitat efectiv de time, lucru care nu mi se întâmplă niciodată și au dansat 2 minute. Dar eram înțeles că dacă eu depășesc acel minut, Laurent să-mi atragă atenția. Și el a fost cucerit de dansul copilor și stăteam amândoi și copiii dansau. După ne-a spus, mi s-a părut că am dansat cam mult. Zic, da, mea culpa. Am uitat efectiv să mă uit la counter și am lăsat 2 minute melodia în loc de 1 minut. Dar da. Ții minte că știi. Aproape 3 minute erau. Aproape 3 minute. Veneau părinții, Laurent, nu ți s-a părut că era prea lungă piesă? Zic, așa de frumos a dansat copiii că am uitat. Amândoi. Și Gabi ce a făcut? Și el a adunat copiii. Și eram unul lângă altul. Și eu de obicei nu fac greșeli de genul și tot am făcut. Da. Îți mulțumesc că ai un ultim cuvânt. Ce ai dori să spui în încheiere? Mulțumesc frumos pentru invitație, în primul rând, și mulțumesc telespectatorilor care ne-au urmărit în această seară și le așteptăm cu foarte mare drag la cursul nostru de dans, atât copiii cât și adulții. Îți mulțumesc, dragi telespectatori, a fost prima ediție a emisiunii Zona de Impact pe TV1 Satu Mare cu DJ Gabi. O să ne întâlnim zilnic, de luni până vineri, de la orele 18. Cum vă spuneam, e o zi foarte frumoasă din viața mea, pentru că odată ce ți intră televiziunea în sânge, îți iese foarte greu și mă bucur că am fost invitat aici și că reușesc din nou să mă adresez dumneavoastră. Sunt pur și simplu fericit. Ne vedem mâine seară de la orele 18. Invitatul meu va fi binecunoscutul doctor, domnul doctor Cosmin Rațiu, un alt vechi prieten.
Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, că ați avut răbdarea să ne ascultați, că v-ați uitat la această frumoasă emisiune. Mulțumesc și lui Laurent că ne-a introdus în această mirifică lume a dansului. Ne vedem mâine. Sunt DJ Gabi și vă doresc o seară frumoasă.